Următoarea etapă a acțiunii militare a Rusiei începe, după cum a declarat marți ministrul rus de externe Sergei Lavrov într-un interviu acordat postului de televiziune India Today. Acesta a afirmat că noua etapă va fi un moment important în război, care a intrat acum în cea de-a opta săptămână. Începe o altă etapă a acestei operațiuni în estul Ucrainei și sunt sigur că aceasta va fi un moment foarte important al întregii operațiuni speciale, a declarat Sergei Lavrov. Alungată de către forțele ucrainene în Luna martie din regiunea Chievului, Rusia a relocat trupe în est pentru o ofensivă terestră în provinciile separatiste cunoscute sub numele de Donbas. De asemenea, a lansat atacuri de la distanța asupra altor ținte, inclusiv asupra capitalei, Lunsară, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski, a declarat că forțele ruse au încercat să străpungă apărarea ucraineană de-a lungul întregii linii de front din estul Ucrainei în ceea ce a numit el bătălia din Donbas. Cu toate acestea, șeful statului major al lui Zelenski Andrii Yermak, i a asigurat pe ucraineni că armata are capacitatea de a ține piept ofensivei. Credeți în armata noastră, este foarte puternică, a declarat acesta. De 55 de zile, Ucraina rezistă eroic în fața atacurilor trupelor rusești. În toată această perioadă, mii de civili nevinovați au fost omorâți în multe zone ale statului, iar orașe întregi au fost distruse de bombardamentele trupelor lui Vladimir Putin.